seară, Alex făcea un apel la sinceritatea Cristinei. Auzi? Am și o întrebare în care vreau să-mi răspund sincer. Mai spart. Ce să vorbesc? Nu mai zic. Haide, Alexandru, nu mai face așa, spune. De ce te fofilezi când a fost vorba de subiectul ăla? Când te-a dat Georgiana de gol, când era să zici că mă iubești. De ce te fofilezi? Ba da, mereu te fofilezi. Eu vorbesc serios cu tine, nu vorbim în vrăjeli. În ce sens mă fofilezi? Adică când era să zici, gen, ai zis, eu îl iub. Gen, că asta da, e. Da, am spus asta, a fost alt context. Ideea era că voi zici că mă iubești, gen. Și nu nega, că știi că așa este. Da? Da sau nu? Nu. Bine, atunci cum a fost, explică. Eram la masă și vorbeam așa cu fetele astea, cu, mi se pare că vorbeam cu Andrada și ziceam că în viață de peste tot felul de oameni și că nu te aștepți mai puțin, apare o persoană și am zis că a apărut băiatul ăsta de m-a făcut să-l iubesc. Ce asta a fost, da? Mm-hmm. Dar cu ce dar încălzi? Tu ai simțit să-mi spui până acum lucrul ăsta? Cuvântul acesta? Mă fofilez și eu ca tine. Ai simțit sau n-ai simțit? De ce n-ai spus? Te-am întrebat cineva la capricie, aștept să zic eu prima oară? Nu, că n-am orgolii. Și atunci? Tu nu mi-ai răspuns bine la întrebare. Îmi răspuns la întrebare cu altă întrebare? La ce ți-am răspuns? Ți-am explicat cum a fost? Adică era spui, eu îl iubesc. Păi era să spun, dar nu am spus-o. Da, o simțeai dacă o spuneai? Păi dar de ce mi-ai ieșit pe gură? Acum te întreb eu. Ai simțit să-mi spui eu cu asta până acum? Și eu te iubesc. Tu ai zis prima? Tot m-am spus eu, mi-asum. Dar tu? Nu simți spune asta. Nu simți? Eu am simțit. Ai zis-o deja oricum tu. Că eu nu știu să pun orgolii, dacă simt, îți spun. L-ai simțit-o până acum, te-am simțit că ai simțit-o, dar nu mi-ai spus niciodată pentru că aștepta să spun eu. Deci totul în orgolii și asta. Mi s-a părut că n-ai vrut să crezi că e prematur, gen. Adică m-am atașat foarte tare de tine, foarte tare. Mult rău de tu m-am atașat de tine. La modul că dacă tu pleci mâine, plec după tine. Și nu e prea bun. M-am creat că ești prea bun pentru mine. Nu ești prea bun pentru mine, că eu merg gen, ceva bun. Gen, nu știi, Caterinca, ești prea bun pentru mine. Eu sunt devinenut. Oi fi. Nu știu, încerc să fiu bărbatul bun pentru tine. Ești un bărbat foarte bun și ești deștept și ești foarte matur. Serios, degeaba, ai o gândire foarte matură. Mai mi-e și mie. Nu spui tu să mă te contemnezi. Dar nu mai zice așa, ce să zic lumea, că sunt vrub. Aoleo, dar noi glumim. Păi noi glumim, dar cum ai zis și tu se interpretează. Da, eu trăiesc cu lumea în casă. Păi da, dar nu vreau să se interpreteze ca și cum sunt robețivă pe aici. Dacă nu zici tu acum, ce-și fiu sâmbătă oricum. De ce? Că te îmbătai? Aoleo, că se interpretează. Nu neapărat, dar eu am ales să spun. Că e reciproc sau nu, asta este, eu asta simt. Poate e prea devreme, nu știu. Dacă asta simt, ce vrei să fac, să zic că nu? Ți-am spus-o și eu, gen, la ceea ce ai spus tu. Mulțumesc. Mai bine tot. Bine, retrag atunci, dacă mi-ai mulțumit. Deci ne-aș putea să termin, am spus, vreau să mulțumesc așa pentru... Știu, mă, nu. Ești aici cu mine, lângă mine. Nu sunt. Și ce mai frumos. Și ce mai frumos, ochișor. Ia-mă acasă. Te iau. De fapt, te iau eu acasă. Te iau și la mine acasă. Da, dar nu mai dă tot ce te iau de tot aici. Oare simt eu greșit, gen? Ce să simt greșit? Este să, nu știu, deci... E așa cum zic, nu știu, de exemplu, dacă simt că trece un an și mai sunt 10 minute până te văd, așa simt că trece timpul. Și aștept mereu să te văd și mă gândesc nouă sau la tine, în continuu, mă gândesc numai la tine și simt că nu pot stau fără tine și când sunt lângă tine sunt liniștit, sunt fericit, nu mai am o grijă, un stres, nervi, nimic. Asta înseamnă să iubești, gen? Mhm. Și gen simt că aș face orice să-ți fie bine și te pun pe tine mai presus decât mă pun pe mine. Asta înseamnă? Ce asta înseamnă atunci, pune? Îmi zis bine. Știu că ți-am zis că eu sunt străin de anumite sentimente. Când de 3 ani jumate sunt hain. Mi-e tot mai frică să mă exteriorizez, pentru că nu vreau să se consume treaba asta. Dar nu. N-ai de unde să știi până nu se întâmplă. Știu, dar în capul meu asta e. Știu că eu nu gândesc bine și că e aiurea. Stai mă, că nu te cert acum că nu mi-ai zis că mă iubești, că oricum știu că așa e.
Știm amândoi că așa e, doar că nu o spui tu. E ok, nu mă deranjează. Cât timp știu și oricum văd în ochii tăi, am nevoie să-mi recunoști. Să-mi validez prin vorbe, când validez prin fapte și priviri. Dar Cristina era prinsă de emoții și plângea. Ce ai tu? Nu vrei eu? Ce să vreau? Sau ce-i? Mama, ce-i? Știu! Știu! Ce? Dar sigur participați, te vă place. Ia-ți! Ce-ai zis? Vorbe serios? Deci nu! Ce? Cuvintele alea grele! Cuvintele alea grele! Da, e așa fericită, frate! Dar și Alexandru și-a arătat fericirea în fața lui Valentin. Păi mă bucur. Și eu. Că te-a dezghețat cineva inima aia de gheață. Păi ce mă, nu-i așa? Bă, dacă tu simți, eu nu pot să zic că e așa. Nu mă gen cu dezghețatul. Frate, chiar așa este, adică eu, cum am zis, sentimentele pe care le-am față de ea în atât de puțin timp, culmea, nu le-am mai avut cu nimeni de 3 ani jumate. Și să spun eu te iubesc... Bă, stai un pic, nu zici te pup, ci chiar încep să iubesc, adică la modul de... Nu știu, frate, o pun pe ea deasupra mea. Sunt și altfel sentimentele aici. Da, și nu știu, simt intens totul și cu ea... Bă, crede-mă, nu vine nimic față de altcineva. Bă, nici știi măcar la 1% să te mai uiți? Nimic! Mirea asta e... Că asta vorbeam cu ea. Bă, momentul în care te gândești la o persoană în continuu, da? Aștepți de fiecare dată, bă, de fiecare dată, bă, băiatule, s-o vezi. Când știu că trebuie să mă văd cu ea, gen atunci când intrăm în live, trec minutele alea, zici că sunt ore, mă. Bă, un minut zici că e o oră, mă, nu mai treci timpul să o văd. Și când sunt cu ea, o oră zici că e o secundă. Și vine, stau cu ea non-stop și să vorbesc cu grăma. Bă, dar și în momentul în care sunt în gheam, vine să vorbesc cu grăma de chestii, dar în același timp vreau să mă bucur de liniște aia când stau de rău cu ea la mine în brațe, știi? Să stăm așa, liniștiți. Mi-aș dori pe cineva așa. Bă, eu sincer, pe bun, îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a scos așa femeie în cale, ești nebun. Eu nu credeam, n-aveam pic de speranță vreodată că eu o să găsesc pe cineva așa ca mine, gen, și să încep și să iubesc și să... Bă, erau departe de mine, mă, sentimentele astea, mă. Că am fost și eu dezamăgit, îți dai seama, nu? Și am zis, ce e, ce-o fi? Și uite, mă, că a fost bine. Nu știu, bă, chiar e o femeie cum nu credeam că o să găsesc, sincer. Gata, te-ai îndrăgostit. Da, sunt îndrăgostit de mult. Da, vrei să spun ceva? Te însori. Cred că știi și tu. Nu mă pronunț. Nu te pronunța. E drăguț că amândoi erați foarte emoționați și cumva sunt foarte simpatice și reacțiile. Dincolo de momentul în sine, Cristina, când te-ai întors în casa fetelor și emoția aia când le-ai mărturisit fetelor că ți-a făcut prima declarație și tu în confesiunea ta către Valentin. Gata, s-a îndrăgostit. Asta e îndrăgostea. Da, da. Dar în sfârșit a putut să verbalizeze ce simte. Mă bucur pentru ei. Și eu mă bucur că ăsta este spiritul mireasa. Unde e Cristina, e și Alex. Sau unde e Alex, e și Cristina, peste el. Da. Bine, mă bucur că sunteți în punctul ăsta al relației voastre și acum o să împărțiți un covrig. Amândoi. Sau cred că aveți fiecare covrigul vostru, ca să nu... Mai iubește, mai bine, ce, ok. Mă iubește, dar totuși mai bine fiecare cu covrigul lui. Bine, o să luăm o scurtă pauză ca să mănânci oamenii ăștia cu covrigii. Dar înainte de asta te-ai bosunflat, Antonia. Și nu mai zic nimic. Haide, zi acum. Știi de ce s-a supărat, nu? El părea așa. Na, ai fost atent? Da. Știi de ce la ce mă refer, că m-a simțit. S-a uitat direct la mine.
A spus un adevăr. Da, dar voi sunteți, na. Nu este și la început, eu. Și la început și nici nu erați la discuția aia, poate, împăcați. Și e altă dinamică. Da. Nu? E să mai așezați un pic. Sper să fim și noi așa. Cred că am demonstrat și la task cu cuplu că semănăm foarte mult. Mhm. Bine, o să vedem date-ul un pic mai târziu. Da. O să luăm o scurtă pauză. După pauză, după pauză, după pauză...